Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să înceapă deșteptarea, prieteni, așa cum le știți. Să înceapă. Am găsit cazul unui domn român care a luat o taxă de parcare de 205 euro și 10 euro cenți pentru unde parcare, domnul? A parcat la pompă, în benzinărie. Aia, e scump la pompă. În Austria. Deci pur și simplu și-a lăsat mașina parcată la o pompă de benzină în Austria. Pentru vreo 40 de minute. A lăsat-o acolo. A servit masa. Da. Și a plăcat. Ce? Care e problema? Înțelegi? S-au supărat aia. Benzineria a trimis acasă nota de plată pentru parcarea ilegală. 205 euro și 10 euro cenți. Și 10 bani. Și 10 bani. Tot timpul vine să spun 10 bani. Ziare.com scrie despre asta, din care 5 euro și 10 bani costul de identificare al proprietarului și adresei, iar 200 de euro amenda propriu-zisă. Practic, pentru 40 de minute, cât vine? 5 euro pe minut. Cam așa. Da. Cam nu-i rău. Cât parcarea aia privată de pe Buzești. A, de centrul Bucureștiului. Da. Cum s-o justifica prețul ăsta de 5 euro și 10 cenți în comunicare, în căutarea... A, e taxă de interogare a bazei de date, imagini, poză, nu știu ce, înțeleg că românul nostru stătea în Germania. Deci asta mă miră, ar trebui să știe că acolo... Cred că e căutat internațional, adică... Da, nu. Eu cred că a uitat-o, pur și simplu. O fi crezut că a parcat-o. Păi fi zis că a parcat-o, știi, s-a dus omul, a plătit. Da. Și a zis vorba lui Luca, hai să luăm și noi un Carnaten, suntem un austrian. Nu știu care o fi situația, dar sunt cazuri, cred că ne-am întâlnit cu toții. Câte un domn, dar să mai ales dacă e un pic mai aglomerat așa la benzinărie, se duce, alimentează și se duce în magazin la cumpărături. Uh-huh. E, dacă tot sunt aici și hai să fac cumpărăturile, luăm și costele, luăm și un vin pentru mai târziu și așa mai departe. Și tu stai în spate la pompă. Mai sunt benzinăriile la în drum spre mare. Toate da. Sunt, la toate se întâmplă așa. Da. Nu știu că e aglomerație și teoretic nu sunt chiar atât de multe mașini cât să zici că... Dar nu mi-am imaginat că se poate da amendă pentru așa ceva, adică nesimțirea e clară. Dar amenzi? Băi, frate, înveți să dau amenzi pentru orice și nu e milă pentru asta. Amenda pe care am luat-o eu în Italia, prima dată când am fost cu mașina, mulți ani în urmă, nu eram în Uniunea Europeană, de aceea am scăpat. Am parcat undeva, m-am străduit ca bezmeticul să găsesc un loc de parcare, evident că nu era pe nicăieri, și băi, și-am găsit unul un pic așa strâmb într-o parte, numai cât să intru. Am intrat cu mașina și cu roata din stânga am ciupit bordura. M-am urcat un pic pe bordură ca să fac loc. Eu, responsabil, m-am gândit la oamenii din spate să aibă loc pe unde să treacă. Era un loc de parcare acolo, era foarte mic, foarte strâmb. Cred că era un loc de motociclete, dar mă rog, asta e. Și când am venit după câteva ore de vizitat frumosul orășel Luca din marginea Toscanei. Ai, ce frumusețe! Cu turnurile alea, da. Era un carabiniere care completa una lettera d'amore. Uh-huh. Ce una lettera d'amore? I-a zis Ione. No, ce una amendă. Pentru ce? Parcheggio ilegale. Cât? 100 de euro. Cât? Băi, stai un pic. Cum adică 100 de euro? Păi, zice 50 de euro pentru că ai parcat pe loc rezervat localnicilor și a trecut de ora 6 și ei vin acasă. Adică, până la ora 6 aveam voie. Uh-huh. Și era 6 și gen un sfert sau ceva de genul ăsta, înțelegi? Și cealaltă 50 de euro pentru că te-ai urcat pe spațiu verde. Nu sunt pe spațiu verde, e doar un pic pe bordură, nu contează, se consideră că n-ai respectat locul de parcare. 100 de euro pe loc, pac. Mi-a lăsat hârtiuța, a plecat. Bine, nu-i corect. Avea vreun afiș în limba engleză acolo? Apar n-am, nu cred. N-avea niciun afiș. Am parcat și eu la Luca, dar am parcat în marginea orașului, tocmai de frică. Știam că în Italia te amendează din oficiu. Știi? Nu există oriunde te duci. Da, și nu înțelegeam din afișele alea dacă, exact cum zici tu, dacă sunt pentru localnici sau dacă poate parca oricine. Sunt pentru amendat. De la ce oră la ce oră, exact. Și am parcat în locul unde erau cele mai multe locuri de parcare, astfel încât să pot să mă cert cu cineva eventual că erau și alte spații, știi? Și că n-am știut și că n-am găsit. Dar n-am primit amendă, am avut noroc. Băi, în Belgrad, la fel, acum mulți ani, cred că sunt deja 15 ani de atunci, am oprit în Belgrad, în drum spre sud, spre Muntenegru, și am oprit să mănânc undeva. Erau locuri de parcare, am parcat, erau niște afișe, scria că se poate plăti prin SMS. Am încercat un sârb, săracul de el, să mă ajute. N-a mers, evident, că nu puteam să plătesc cu SMS românesc parcarea acolo. Și am zis, ce se poate întâmpla, cât stau? O oră maximum. M-am întors după ora, avem amendă în geam. Deci,
în toate țările se dau amenzi pentru parcare peste fără tot. Milă și abaterile rutiere se sancționează fără milă și costă caramba, numai la noi am senzația că nu. Uite, în Portugalia, la Cascais, eram și am găsit un loc, erau multe mașini parcate, dar n-am citit tot așa ce și cum și de ce. Și am parcat mașina, un sfert de oră. Am parcat-o pe marginea drumului, într-un loc marcat. Exact. Și când ne-am întors, îl tie în geam. Da. Muzic, dar de ce? Știi? Da, și am căutat, după aia mi-a durat mai mult să caut poliția, că doar la poliție puteam să plătesc. M-am dus la poliție civilizată, am plătit cu cardul amenda și mi-a explicat că era tot așa pentru localnici. Dacă eram eu turist, trebuia să o bag la subsol. Mai nou, în sectorul 6 din București. În Occident, practic. Cetățenii primesc... De când au făcut metrou, nu mai e. Un QR code pe care trebuie să-l lipească în parbriz începând cu data de 31 august, parcă. Așa. Și cum vor funcționa lucrurile? Dacă ai loc de parcare în sectorul 6, vine și te scanează agentul. Vine și te scanează poliția locală și dacă te prinde că nu ești pe locul matale de parcare, îți dă amendă. Să vedem și asta. Așa că iată, să vedem și asta pași înainte. Aha. Da, apropo de parcări de genul ăsta, Zaf și cu mine știm că am pățit-o amândoi. Ne-am întâlnit într-o dimineață, veneam grăbiți la radio. Și chiar aici la noi, la intrare, peste drum de permise, când să faci dreapta spre complex, spre barieră, acolo sunt două benzi de circulație. Una este aproape permanent blocată de niște... Pe una e parcare. Da, mă, frate, sunt mașini parcate, dar sunt semne de parcare interzisă. Cum să parchează? Chiar mai au un pic și se urcă pe semnul de parcare interzisă. Pur și simplu, stau, n-au nicio treabă și peste drum este direcția permisă. Nu că oamenii de la direcția permisă ar putea da amenzi de circulație, nu cred că este treaba lor, e un alt serviciu. Dar oricum ideea, adică paradoxul, peste drum ai direcția de permise și matriculări și nu știu ce, și pe partea cealaltă mașini parcate sub semnele de interzisă circulația. Și nu poți să intri, nu poți să faci dreapta, că dacă este un, dacă sunt autobuze pe banda a doua cum ar veni, nu ai pe unde să le mai depășești. Și stai în spatele lor, aștepți la semafor și trece timpul și te gândești, oare ascultătorii o să aibă minunata ocazie să ne audă la timp în dimineața asta. Dar n-ai văzut că e suficient, sunt suficiente două mașini ca să faci o parcare în București. Da, pe marginea drumului. Da. Adică prima care vine, de obicei șoferul mai stă un pic, știi, în mașină ca să nu lase mașina chiar singură. Și vine al doilea, se pune în spate și din momentul ăla parcarea e generată și nu automat. Interesează pe mine și trec polițiștii de la rutieră pe lângă. N-au nicio treabă. Bă, frate, tu nu știi semnele. Bă, da, adică nu știi semnele? Că dacă polițistul mă oprește pe mine, mă întreabă, nu cunoașteți codul rutier? Domnul Petreanu, nu ați văzut semnul nu știu care? Eu nu pot să-l întreb pe el, pe polițistul rutier, să-l opresc. Nu cunoașteți codul rutier, domnul agent? Nu ați văzut semnul cu tare? Încurcă circulația, domnul. Nu puteți să-i dați o amendă? Eu sunt fascinat. Lucrul ăsta se întâmplă săptămânal, în special în weekend, la stadionul de rugby, de unde am fost. Da. Acolo, la 20 de metri de Arcul de Triumf, practic. Pe drumul ăla, lângă Biserica Cașin, pentru că e Parcul Herăstrău aproape și lumea n-are unde să parcheze, acolo se formează o parcare nesfârșită în fiecare weekend, de dimineață până seara. Și nimeni nu zice nimic. Și repet, e la 20 de metri de Arcul de Triumf, cu dita mai intersecție, adică... Și nu reușesc să înțeleg. Și chestia asta se întâmplă de ani și ani de zile. Nu e niciun strop de responsabilitate al poliției rutiere față de respectarea regulilor elementare. Adică nu mari subtilități de trafic, știi? Cum se dau la chestionare. Un tramvai, un domn cu o roabă și 5 biciclete intră într-o intersecție în formă de U. Știi? Nu sunt astea. E, bă, a parcat sub semnul de parcare interzisă. Nu poți să faci ceva, totuși. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.